Hanul lui Manup este, datorită pictoriței Margareta Sterian, un muzeu al hanurilor bucureștene. Hanuri pe calea Moșilor și pe calea Rahovei. Case de locuit pe calea Moșilor, cazarma veche, aduc în atmosfera hanului lui Manup exemplul cel mai reprezentativ de arhitectură a epocii de conflict între arhitecții neoclasici și meșterii moștenitori ai autenticei arhitecturi românești, pledoarii pentru perpetuarea autenticului. În atelier, universul Margaretei Sterian apare fantastic. Poetă, romancieră, pictoriță, traducătoare a lui O'Neill și Faulkner, Margareta Sterian trăiește și creează într-un oraș pe care, chiar dacă îl critică uneori pentru haos, nu suportă să fie criticat de altcineva. Culorile Bucureștilor, verdele în special, constituie o cupolă sub care orice întâlnire cu altă culoare poate deveni fascinant. Au pânzele Margaretei Sterian o putere de sugestie și de explorare, asemenea unui instrument de investigație fantastic. Un instrument dotat cu umor, cu o tendință spre deschidere artistică, menită să lase privitorului libertatea interpretărilor multiple, deși totul este conturat, finit. Moșii, circul, gara de nord, anacronicele Papa Rude, cu mișcarea acestora, cu caruselul de culori și contururi, i-au oferit Margaretei Sterian exersarea întregii game de observație fină și ironică, de duioșie și meditație. Poezia pe care i-au inspirat-o uzinele Timpuri Noi întregește această schiță a unei artiste în casa căreia bucureștii trăiesc în trecut și în viitor. Comete de foc țâșnesc din încinsul Balaur. Sânge metalic se scurge pe șgheab incandescent de aur. Îl veghem încordat, facem din el mașini pământul să răscolească, păsări să plutească în văzduh, turnându-l în forme de noi zidite, scurgându-l cu grijă, strop cu strop, ca într-o imensă transfuzie.